Salutări, dragilor! În vlogul de azi o să vorbesc un pic despre jucăria fiicei mele. Motivul este acela că un părinte al unei coleg de școală al fiicei mele a venit și vreau și eu o bicicletă de 20 de inci, cum are fiica ta, pentru fiul meu. Ok. Ideea este că, din ce știu eu cel puțin, biciclete, e-bike-uri pentru, făcute special pentru copii și mă refer la statura lor, nu știu cât de dese sunt de găsit și eu am adaptat pe cât am modificat, de fapt, am modificat cât de mult am putut eu să modific, cât de mult m-a dus pe mine inteligența, să modific în așa fel încât copilul să poată să meargă pe bicicletă și să nu, adică să poată să meargă distanțe lungi, pentru că targetul ăsta a fost să facem distanțe lungi și, într-adevăr, vara asta am făcut 1000 de kilometri în aproape 2 săptămâni prin Slovenia, Croația, Italia, Austria, Ungaria, deci a fost o cursă așa mai lunguță. Și bicicleta asta e un proiect la care lucrez de vreo 2 ani de zile, tot adaug și modific la ea și am făcut curse cu fiica mea, am făcut Transbucegiuri, am făcut Poiana, din Brașov în Poiana, am făcut curse și am fost foarte, foarte, foarte atent, deci am fost făcut curse lunguțe. Și am căutat să fiu foarte atent la ce o deranjează sau ce o doare mai exact. Și hai să trec în revistă toate upgrade-urile pe care le-a primit bicicleta. Bun. Primul upgrade a fost schimbarea ghidonului. Asta este ghidonul original, este un ghidon de city, de oraș. Nu a fost ok. Am schimbat ghidonul. Am schimbat ghidonul cu cel pe care se vede, pe care l-am luat din oraș. Însă ghidonul ăsta am tăiat de vreo 3 ori, am tăiat din laterale. Până am tot îngustat ca să ajung la o deschidere a brațelor ei, în așa fel încât să nu aibă nicio durere la drum. Bineînțeles, avem oglindă, pentru că în permanență o oblig să folosească oglinda retrovizoare la schimbarea direcției, la plecarea de pe loc. Cei care avem permis de conducere, cred că știm treaba asta. Cum funcționează? Upgrade tot aici pe față. A primit bicicleta, era prevăzută din stoc cu frâne Tektro, le-am schimbat. A primit frâne Măgura cu clapete de 2 degete. Pe față a primit Măgura MT5 de 4 pistonașe, pe spate avem de 2 pistonașe, pe față am schimbat și discul, i-am pus unul de 180 de mm. Ce mai avem pe față? Mai avem un far, de la Supernova, un mini cu fază lungă, fază scurtă, pentru că e mișto să și vedem, mai avem și un clanxon electric alimentat cu farul. Bun, asta este pe față. I-am schimbat și furca a fost schimbată. Nu este o furcă scumpă. Am dat vreo 200 de lei pe ea. RST, Kappa, bla bla bla, nu știu cum se numește. E o furcă parc, dar e o furcă... No. Ea își face treaba foarte, foarte decent. Furca, deocamdată, o să mai rămână. Ideea e că am luat-o și la grabă, că nu găseam altceva. Furca cu care am cumpărat bicicleta era blocată. Așa, mai departe. Anvelopele. Sunt niște anvelope pe care și eu le folosesc pe bicicleta mea, inclusiv și la remorcă le am. Sunt niște joalbe pick-up.
Sunt extraordinar de bune anvelopele la, la pană. Deci rezistă foarte, foarte bine la înțepături. Mai departe, ce s-a mai schimbat? Aici am venit cu două înălțătoare, da, pare că e conducta de la, pare conducta de la apă de la bucătărie. Da, așa s-a putut. Este un înălțător de pipă, mai am aici câteva distanțiere, cu pipă reglabilă, tot ca să ajung la o înălțime, se observă că este undeva la înălțimea șeii, șeii ghidonul, în așa fel încât să pot să împart greutatea între mâini și, și fund. Hai să mergem mai departe, ce mai avem pe aici? Mai avem motorul. Motorul e, avem bicicleta, a venit cu un active line, dar a rămas doar carcasa de plastic din motorul original. Asta este un motor care are 75 de Nm la momentul respectiv, original avea 50, deci avem forță un pic mai mare. Aici am mai upgradat, bicicleta este un dual battery la momentul ăsta. Deci ați observa, în momentul ăsta avem o singură baterie, ia să conectăm și cealaltă baterie. Să conectăm și cealaltă baterie, care bateria asta i-am făcut eu niște benzi de velcro. Momentan o să o pun așa. Și ia să vedem dacă o vede. Trebuie să vadă că n-are încotro. Aici au apărut cele două baterii pe display. Așadar, bicicleta este un dual battery acum. Cablurile pe care le-am folosit sunt originale Bosch, decât că am lăsat, nu am pus suport de rack pe portbagaj, n-am mai complicat lucrurile, pentru că aici pot să pun și un power pack, pot să pun și un power tube, mufa să se potrivească, deci putem face schimb de baterii între noi, ca să zic așa. Shawa este un cel royal foarte confortabil, deci este, recomand Shawa, asta este pentru înclinație 60 de grade, hai să dau bateria jos de acolo, ca să nu îmi cadă. Așa. Și spuneam aici, așa, este un Sir Royal look-in. Este o șa extraordinar de confortabilă. O mai are cineva, o mai are o fată din gașca noastră. La ea, ea a avut-o prima, a zis că e mega confortabilă, ia mă și fiicei mele. Și într-adevăr, n-are nicio treabă, stă domnișoara mea perfect, nu o deranjează absolut deloc șaua. Aici, cum ziceam, sunt niște strap-uri, eu folosesc niște strap-uri de velcro care prind în fășor efectiv bateria. Aici este un alt upgrade, o baterie, ia să vedem dacă pot să o desfac de acolo, să vă arăt. Aici este un alt upgrade, am avut norocul. Mai puțin, ca să desfac de acolo. Asta este, nu este o baterie Bosch. Este o baterie făcută de Vision. Ați observat care e diferența între Bosch-ul ăsta ca dimensiune și ea. Sistemul de prindere aceeași, dar e mult mai lungă. Hai să vedem. Asta este o baterie făcută de Vision pentru cei de la Bosch. Este o baterie, este un acumulator cu o capacitate de 720 W/h. Da, față de 500 de amperioră. Într-adevăr, tipii de încărcare sunt mai mari, mai lungi. Da. Nu este cumpărată nouă, pentru că costă o căruță de bani nouă. Am avut norocul să o găsesc pe OLX, bineînțeles. Și am și agățat-o. Așadar, upgrade-uri peste upgrade-uri, pedalele sunt niște pedale cu 3 rulmenți, pe care le-am mai folosit și eu. No. Cam asta este bicicleta. Bicicleta este un Razor Muller Can-Do. Este o bicicletă, are suspensie, mi-a plăcut foarte mult. Este un model de la Razor Muller care nu prea a avut succes datorită faptului că e foarte grea. Dar pentru mine a fost ce trebuie și este ce trebuie în
stilul meu de curse. Deci avem full suspension, avem suspensie și pe spate, care cred că mai trebuie înmuiată un picuț. Asta mă uitam acum. Da, fix acum am găsit eu să mă uit. Și pe spate am și un Nuvinci, o transmisie variabilă cu butuc Nuvinci. Este ok, are pedală pe la 37 la oră, este suficient, oricum cam 30-35 mergem. Bicicleta o am de vreo, cred că 3 ani. Ba nu, de 2 ani nu am, da, de 2 ani nu am. Am luat-o când avea domnișoara mea 9 ani și a fost cadou de ziua ei la 9 ani și de atunci tot modific la ea. Și am tot modificat la ea până am, vara asta am reușit să facem 1000 de kilometri amândoi. Și fără ca domnișoara mea să se plângă de ceva. Deci, Reza Müller Can Do, este un model 2015 și cred că am trecut în revistă toate modificările pe care, cred că mi-a scăpat nimic. Toate modificările pe care le-am făcut la ea. Așadar, pentru cei care vor să modifice, mare atenție la ghidon, pentru că în momentul în care este deschiderea prea mare apar dureri în zona cervicală. Atenție la așa, recomand look-in-ul ăsta de la Sel Royal, este extraordinar și eu tot un Sel Royal folosesc, dar a mea este o șa foarte urâtă, așa cum spune tovarășul meu, vechiul meu tovarăș de drum, Răzvan. Da, este un Sel Royal Respiro extraordinar de confortabil. Asta este pentru poziție 90 de grade să stai. Asta este pentru 60 de grade. Diferența este de... aceea este mai groasă un picuț, se vede. Un picuț mai groasă, mai butăcănoasă, dar este extraordinar. Și folosită cu niște izmene cu bazon de piele de căprioară. Am stat până la mare 425 de kilometri în șa, fără nici cea mai mică problemuță. Na. Așadar, dragilor, dacă vreți să modificați biciclete pentru bicicliști mici, hello, aprinde-te! Așadar, dragilor, dacă vreți să modificați bicicletele pentru bicicliștii ăia mici ai noștri, mare grijă la ghidon, la deschiderea brațelor, mare grijă la așa. Și ce să spun, dacă eu am modificat-o pe asta, am vrut-o, așa cum am menționat și mai devreme, pentru curse lungi și am reușit pentru că, așa cum am menționat și mai devreme, am făcut 1000 de kilometri, o cursă foarte lungă cu o domnișoară de 11 ani, de care sunt tare mândru și o bicicletă foarte bine reglată, pentru că nu a avut nici cea mai mică problemă la drum. Cam asta este. Nu știu, sper că n-am uitat să spun nimic, pentru că din nou nu am făcut nicio regie înainte de filmulețul ăsta, de vlogul ăsta, și am cam spus lucrurile așa cam cum mi-au venit mie prin cap, cam cum s-au întâmplat ele, într-o ordine oarecare, să zicem așa, cronologic, cum s-au întâmplat ele, ce am schimbat eu la ea în timp, așa. Deci, Reza Müller Can Do, mai sunt și alte biciclete la 20 de inci, cu roți de 20 de inci, eu recomand motorul Bosch generația 2, pentru că se găsesc foarte multe piese, e un motor super, super rezistent și merge super bine. Sper să ne vedem cu piticii la drum, pentru că dorința mea ar fi să văd și mai mulți pitici pe bicicletă. Peace!